Meditând la acest subiect, m-am întrebat Oare uh, ce-o fi mintea prorocilor mincinoși? Ați gândit vreodată la asta? Pentru că Biblia zice ei vin îmbrăcați Adică ei se pregătesc pentru asta Ei vin îmbrăcați în haine de oi Și astea nu prea ieftine Adică depun efort. Iar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Acum, întrebarea mea era cât timp le ia să se poată pregăti să fie așa? Adică câte resurse pun în mișcare și câte greu lii. Să nu credeți că e ușor, Doi Petru zice, Apostolul Petru, în a doua epistolă, capitolul 2, vin și pe furiș, așa, nevăzut, strecoară învățături și erezi nimicitoare. Știți care e marea durere? E că ei știu că sunt erezii nimicitoare. Pentru că dacă te îmbraci în haine de oaie și tu știi că ești lup pe interior, nu mai se pune întrebare știe sau nu știe. Adică, cât de fals poate să fie un astfel de om? Ce să-și dorească până la urmă? Unde să vrea să ajungă? Și -i trist, cum se spunea la final de capitolul 7, ce destin are un astfel de om? Cât de tare se poate juca cu propria lui viață, cu propriul lui viitor, cu eternitatea lui. Adică intenționat. Domnul Iisus Hristos spunea, păziți-vă pentru că ei vin foarte camuflați. Nu ușor îi veți descoperi. Pentru că la prima vedere îi veți vedea așa de frumoși. Nu îi veți putea deosebi de prorocii adevărați. Păziți-vă. Păziți-vă. Dar aveți grijă, îi veți cunoaște după caracter. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Niciodată! Când vei vedea un proroc care caracterial are o problemă, puneți mari semne de întrebare legate de mesajul acestui proroc. Și cât poți, păzește-te în astfel de proroc. Tot legat de asta, mă gândeam cât de frumos și cât de fascinant este când Dumnezeu vorbește adevărul. Să nu-ți programezi asta, să nu știi nimic despre asta și Dumnezeu să-ți vorbească într-un mod supranatural, exact în momentul oportun. Poate când ești pe buza prăpastiei și poate chiar când ești cu mâna pe clan să deschizi ușa, care nu trebuie să o deschizi. Să vină un mesaj de la Dumnezeu adevărat și să spună: Oprește-te! ești pe drumul interzis. Vedeți că există două lumi, există două realități. Există lumea diavolului care lucrează prin fals și pe care îl așează în văzul oamenilor ca fiind adevărat. Pentru că lucrarea diavolului prin prorocia, prin prorocii mincinoși, prin prorocia neadevărată este o lucrare de imitație. El nu o să vină direct să-l vezi foarte ușor. Unii dintre ei vor fi vizibili ca fiind oameni buni, vor avea haine de oi, vor fi așa de liniștiți unii dintre ei. Aici, ai, aici, e foarte important să ai deosebire, să simți din partea Duhului Sfânt. O să spunea prin acel pasaj, îți vorbește, îți dă un semn, ți se întâmplă ceva. Și totuși există ceva fin cât un firicel, cât un firicel foarte, foarte subțire, prin care ești chemat într-o direcție greșită. Cum se spune în 2 Petru, ești chemat la păcat. Indirect, ți se duce mintea înspre acolo. Ei vorbesc și trăiesc în destrăbălare, dar nu vorbesc pe față, camuflat pe la spate. Mare atenție! Aș vrea să cerem de la Duhul Sfânt un duh de deosebire a duhurilor. Să cerem de la Duhul Sfânt o lumină specială, să înțelegem când vorbește Dumnezeu și când nu vorbește Dumnezeu. Aș vrea să răspund la aceste întrebări sau măcar la o parte dintre ele. Vreau să încep cu acel pasaj din 1 Împărat, capitolul 13, și asociat cu el, aș vrea să aduc și imaginea din 1 Samuel, capitolul 19, când Biblia ne spune că Împăratul Saul, Împăratul Saur, s-a comportat într-un mod deplorabil, nici măcar nu vreau să vă spun detalii cum s-a comportat el, și Biblia zice că a rămas o zicală și s-au întrebat de atunci, ziceau, conaționalii naționalii lui. De aceea se zice, versetul 24, oare și Saul este între proroci? El a mers cu gând să-l abordeze pe David, mai precis să-l omoare. David era la Samuel, la Rama, a mers acolo pentru ca să-și descarce sufletul, spune Biblia, și acolo fiind a apărut și Saul, împăratul. Și acum Dumnezeu, într-un mod instantaneu, a lăsat Duhul Său pe o perioadă limitată de timp, să vină peste trimișii lui Saul, care au început și ei să prorocească. Acolo au văzut o adunare de proroci și în adunarea aceea au început și ei să prorocească. Mai mult, spune Biblia, chiar și Saul a început să prorocească. Acum nu avem aici dovezi dacă Saul a prorocit bine. Dar e foarte important de reținut asta. Nu trasează autorul acestei cărți au unui Samuel, dacă Saul a prorocit bine, știm doar că a prorocit, da? și cuvântul Domnului spune că a coborât Duhul Domnului peste trimișii lui Saul. Nu avem dovezi că și peste Saul dar una peste alta trebuie să înțelegem ceva, la fel ca și în un împărat, capitolul 13, când prorocul acela a venit la Betel și a strigat împotriva altarului și a zis, altarul, altarul, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui este Iosia, și asta s-a întâmplat, el va înjunghia pe tine, pe preoții înălțimilor care artă tămâie, pe tine și pe tine se vor ade o seminte omenești. Și asta s-a întâmplat în istorie. Acum, foarte important de înțeles este că altarul acesta n-a fost construit după voia Domnului. A fost construit de Ieroboam pe vremea lui într-un mod nebiblic și mai mult decât asta, prorocul când a venit a transmis un mesaj care s-a împlinit, dar trist este că la întoarcere, deși primată n-a vrut să intre nici în familie, să o povestească în vreo casă sau să mănânce, să rămână, să găzduiască, da? a venit un alt proroc, da? un proroc care era mai în vârstă și prorocul acesta a venit și a spus și eu sunt proroc ca tine, un argument interesant, Versetul 18, un împărat 13, și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adul acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Ce trebuie să înțelegem din acest pasaj? Este foarte important să înțelegem că oricât de bine s-ar împlini mesajele prin tine ca proroc, n-ai voie să greșești. N-ai voie să faci o greșeală abdicând de la cuvântul lui Dumnezeu. Adică în viața ta personală n-ai voie, cum se spunea deja, să îți permiți păcatul. Dacă Dumnezeu ți-a zis, vorbește împotriva altarului de la Betel și pleacă acasă, urgent să pleci acasă. Nu-ți permite, pentru că tu ai un mesaj de la Dumnezeu și ai mesaje care s-au împlinit. Nu-ți permite, că oricine ai fi, ai grijă. Biblia zice că l-a omorât un leu. Apoi înțelegem de aici, nici măcar un înger nu poate schimba mesajul lui Dumnezeu. Da? Nici măcar un înger venit din cer, arătat într-un mod supranatural, adică orice s-ar întâmpla în jurul tău, nu are voie să-ți schimbe mesajul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Și, de asemenea, pentru că întrebarea se referă la ce urmează să spun, trebuie să înțelegem că în Vechiul Testament, Duhul Domnului se cobora sporadic. Adică, din când în când, venea peste cineva. Și venirea aceea nu era condiționată neapărat de o viață trăită în voia lui Dumnezeu. Așa se explică faptul că Duhul Domnului a coborât peste trimeșii lui Saul, așa se explică faptul că Duhul Domnului a coborât peste Saul chiar, și așa se explică faptul că acest bărbat proroc, deși a mințit ceea ce a spus el, s-a împlinit. Ei, în epoca Noului Testament, coborârea Duhului Sfânt peste un om este condiționată de nașterea din nou. Botezul cu Duhul Sfânt nu poate să fie realizat în viața unui om peste o persoană dacă persoana aceea nu a trecut prin experiența nașterii din nou. Dacă viața lui sau viața ei nu a fost convertită supranatural, fundamental, dacă n-a devenit o făptură nouă în Hristos, persoana aceea nu poate avea un dar profetic. Nu poate avea un dar de prorocie. Nici într-un caz să aibă o slujbă de proroc. Este foarte important să le ținem că în Noul Testament, pentru că este opera mântuitoare al Domnului Isus Hristos la mijloc și pentru că iertarea se oferă prin credință în sângele lui Isus Hristos, printr-o transformare din interior spre exterior și asta nu mai presupune realizarea unor jertfe, a unor ceremonii religioase și a tot ce însemna în Vecul Testament iertarea, pentru că în Noul Testament iertarea este condiționată de sângele lui Isus Hristos. Noi nu putem să acceptăm ca în epoca contemporană, de la Noul Testament până azi și până când va reveni Domnul Isus Hristos, cei ce au dar de prorocie să mintă, nu acceptă Dumnezeu așa ceva. Totul e bazat pe Scriptură. Dacă îmi găsiți un proroc care a devenit proroc înainte să fie născut din nou, s-ar putea să mai discutăm pe subiectul ăsta, adică să fie discutabil ce spun eu, dar nu, vă, nu veți găsi nicăieri în Biblie un om care să aibă un dar supranatural de la Duhul Sfânt, care să nu fie avut mai întâi o naștere din nou. Îmi veți spune, Caleb, ce cu Corneliu, că a avut o vedenie? Așa e că vă vin de minte. Interesant. Da, Corneliu a avut o vedenie, adică o imagine în care i s-a arătat Domnul Isus printr-un înger. I s-a spus rugăciunile și milostenile tale au ajuns spun la Dumnezeu și uite ce trebuie să faci, nu i-a dat toată rețeta, l-a trimis la un om al lui Dumnezeu și imaginea aceea, n-a fost un mesaj profetic pentru alții, a fost o arătare în dimensiunile acelea, sub forma aceea a lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu pentru Corneliu privat, într-un mod privat. Când Saul din Tars a avut o descoperire dumnezească pe drumul Damascului, I s-a arătat chiar Domnul Isus Hristos într-o lumină strălucitoare, din cauza luminii au căzut pe ochi niște solzi, n-a mai putut să vadă, da? a avut o vedenie, spui acolo cuvântul Domnului, și l-a văzut în vedenie chiar pe Anania. Rețineți că tot ce a văzut, tot ceea ce i s-a întâmplat lui Saul din Tars, a fost cu caracter privat. N-a fost o descoperire dumnezească pentru alții. Adică în acel moment nici Corneliu, nici Saul din Tars nu avea dar de vedenie, nu avea dar de descoperire, nu avea dar de vorbire despre înțelepciune, nu avea darul spiritual al Duhului Sfânt. În acel moment, atât Corneliu cât și Saul din Tars au primit, într-un mod privat, o descoperire dumnezeiască. Cum, la ora actuală, între musulmani, între musulmani, li se arată Domnul Isus Hristos, pentru că, altfel, unii dintre ei nu ar crede niciodată în realitatea creștinismului. Și când li se arată Domnul Iisus Hristos, după această arătare privată, ei se întorc la Biblie, se întorc la cuvântul autentic al Domnului Iisus Hristos, îl întâlnesc într-un mod real pe Domnul Iisus Hristos, îl experimentează, îl proclamă ca Domn și Mântuitor și după ce sunt născuți din nou, după ce coboară Duhul Sfânt și îi botează, Dumnezeu le poate da și lor daruri supranaturale. Rețineți că niciodată, nicăieri în Noul Testament, nu veți găsi un alt mod de a lucra Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt în epoca Noului Testament și în prezent lucrează condiționat de sfințirea vieții. Celelalte pot fi experiențe, pot vorbi oamenii din rutină, pot vorbi oamenii pentru că s-au obișnuit să spună pentru un caz anume un mesaj anume, dar nu este cuvântul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament se întâmpla diferit, venea Duhul Domnului din când în când peste cineva pentru că avea un scop precis de a realiza un eveniment o situație anume și, de exemplu, în cazul acela de cu Samuel, Dumnezeu a intervenit pentru ca să-i taie calea lui Saul da? și să nu-l omoare pe David. I-a scăpat viața într-un mod supranatural. Este posibil ca prorocul să nu înțeleagă bine vocea Domnului și să dea drumul unei prorocii creșite, deși el nu este conștient de asta? așa cum spunea fratele Daniel, înainte ca un proroc să dea drumul unei prorocii, el trebuie să fie convins 100% că Dumnezeu are în plan să vorbească prin el prin prorocie. De obicei, prorocii, din experiențele lor, am înțeles, primesc un semn privat. Un semn privat pe care îl știu doar ei, nici măcar partenerul de viață, doar ei și Dumnezeu. Când li se arată acel semn, ei sunt convins că mesajul care urmează să fie transmis este din partea Duhului Sfânt. Recomandarea noastră este următoarea. Întotdeauna când cineva simte că Dumnezeu vrea să vorbească prin el sau prin ea, să își aleagă un timp anume, un timp anume, în care într-un mod exhaustiv, poate chiar scris într-o agenda, o agenda privată pe care să nu o citească nimeni, și acolo să scrie toate mesajele pe care le-a primit de la Dumnezeu. Spre exemplu, au fost un caz de boală în imediat apropierea acestei persoane, și Dumnezeu i-a vorbit că acea persoană se va vindeca. Boală, nu mă refer că tușește cineva, puțin, nu-i vorba de COVID, da? Ci mă refer la o boală gravă, spre exemplu cancer, nu știu, situații dificile. Și acestei persoane, Duhul Sfânt i-a spus că acea persoană bolnavă, grav, se va vindeca. Înainte să dea drumul, dacă darul nu e verificat, E foarte important să scrie dată cuvântul exact și să-l verifice cu lux de amănunte. În cazuri private, adică în cazuri care sunt particulare, nu mesaje generale, da? la nivel de un grup, ci la nivel de o persoană, de individ, lucrarea profetică poate fi verificată foarte ușor. Nu sfătuiesc pe nimeni să dea drumul la vreo lucrare sau să transmită vreo vedenie, vreun mesaj în public sau la un grup de oameni până când nu a stat între 3 și 6 luni într-o verificare personală. În perioada aceasta, recomandăm ca persoanele care au dar profetic să ia legătura cu un prezbiter sau cu un pastor din biserica unde slujesc și să împărtășească aceste lucrări pe care le au din partea lui Dumnezeu. Pentru că în lumina Duhului Sfânt, sub darul sfătuirii, să se poată înțelege dacă este lucrarea lui Dumnezeu, dacă este o lucrare curată, dacă este o lucrare verificată, reală, autentică și pe care Dumnezeu o certifică și bineînțeles că slujitorii o recunosc. Adică nu te poți trezi din toată căpărorice și să nu știi dacă Dumnezeu vorbește prin tine sau nu. Nu poți să în cazul ăsta dacă procedezi corect dacă mergi în pașii pe care Dumnezeu îi vea prin Scriptură. Când, cineva dă, când Dumnezeu dă prin Duhul Sfânt cuiva un dar de prorocie, Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu găsește niciodată. Ce este foarte important este ca omul să se autoverifice. Omul să fie deschis la verificare, să fie deschis înspre a înțelege dacă e cu adevărat vocea lui Dumnezeu sau nu. Dacă e ceață, tăcerea e sfântă. Repet, dacă e ceață, dacă e nesiguranță, dacă nu este claritate, dacă nu știi sigur că vorbești de Dumnezeu, taci. Taci, taci. Până când ești sigur sau sigură că vorbește Dumnezeu. Nu te poți trezi vorbind dacă nu vorbește Dumnezeu. Nu este acceptat așa ceva scriptural. De ce ar dori uh, uh, răul bisericii o persoană care a fost născută din nou, care a gustat din bucuria de a fi parte din familia Domnului. Ce l-ar motiva? Probabil dorința de a ieși în evidență, probabil o frustrare, poate o problemă nerezolvată la nivel de individ, poate o dorință de a demonstra cuiva ceva. Unii gândesc că dacă au anumite daruri pot să se căsătorească mai bine. Da? Probabil că sunt astfel de cazuri. Nu aici vorbesc în general. Și multe alte motive care toate sunt diabolice. Adică, într-un mod normal, un om care îi cu mintea întreagă nu își poate dori să fie vocea diavolului. Dar, vedeți, diavolul nu lucrează printr-o dorință rapidă, adică imediat îți spună dorința asta. Diavolul îți face o propunere și îți spune, vezi, uite, ai putea să-ți permiți și păcatul ăsta. Și permițându-l, da, în viața ta, vezi că nu se întâmplă nimic prima zi. A doua zi, iarăși, nu se întâmplă nimic, dar tu ai făcut un pact cu cel rău. Tu ai intrat într-o conexiune cu diavolul, tu ai ascultat de vocea lui, tu ai acceptat un contract pe care l-ai semnat, a fost scris de cel rău. Și tu intrând în lumea asta demonică de acord cu diavolul, diavolul vine să-ți aducă idei și să spune și așa e ok, și așa e ok, nu e nicio problemă. Vedeți, lucrarea profetică este afectată în domeniul ăsta, în momentul în care, cum se spunea deja cineva, și-a permis un păcat. Pentru că dacă cineva trăiește în păcat și înainte a fost omul lui Dumnezeu și observă că toți oamenii sunt în jurul lui mai departe, nimeni n-a plecat de lângă el, nimeni n-a sesizat comiterea acelui păcat sau trăirea în acel păcat, omul începe să zică, mă, poate e bine, poate e în regulă cu mine. Știți ce și-a dorit Saul? Ce a zis? Cinstește-mă înaintea poporului. Măcar dacă am păcătuit să nu mai știe nimeni. Măcar să nu se sesizeze lucrul ăsta. Și atunci a mers pe un drum greșit. Cum vă gândiți că Saul a reușit să ajungă un așa rău om? Credeți că din prima a fost așa? Nici într-un caz. Niciun om care s-a întâlnit cu Dumnezeu nu va fi din prima rău. Dar treaptă cu treaptă, încet, încet, ușor, ușor, azi e ok asta, azi e ok celălalt păcat, azi e ok dincolo și cobor pe trepte tot mai jos, tot mai jos, până ajungi să fii un reprezentant nu al lui Dumnezeu, ci al celuilalt, al diavolului până ajungi dintr-un proroc adevărat, într-un proroc mincinos, prin compromisul cu lumea, prin retușarea, să mai bine zis, ruperea din caracterul tău, nu l-ai lăsat să fie retușat, să fie șlefuit, să fie ridicat, să ajungi la un standard asemănător cu al lui Iisus Hristos și începi să pierzi, începi să pierzi. Să știți că cei mai mari proroci mincinoși, dacă pot să-i numesc mari, adică cei care au transmis cele mai alarmante mesaje și care le transmit pe Baba Mon la ora actuală, sunt oameni care la început au avut un gând bun și au dorit să fie oameni lui Dumnezeu. Dar treptat a făcut compromis, au lăsat caracterul lor să fie pătat și au permis anumite stări de păcat în viața lor și au ajuns într-un final să fie departe de Dumnezeu. Mai era o întrebare legată de, cum poate fi vindecată o persoană sau un grup de oameni care au trecut printr-o experiență a unui mesaj care n-a fost din partea lui Dumnezeu și care nu s-a împlinit și poate fi afectată familia aceea, aș putea să-i spun că e foarte important să înțeleagă că dacă în cazul ei sau a familiei ei sau a lui sau a familiei lui, mesajul nu s-a împlinit, nu înseamnă că Dumnezeu nu mai are proroci adevărați. Este foarte important și este foarte necesar să treacă de această treaptă a maturității noi nu încurajăm existența prorocilor minginoși, dar noi vorbim pentru recuperarea acelor persoane care au ajuns la acel stadiu în care se spună nu mai cred nici într-o prorocie pentru că acel mesaj care s-a transmis pentru mine sau pentru cineva din familia mea nu s-a împlinit așa cum a fost transmis. Dumnezeu rămâne pe tron, Dumnezeu conduce istoria acestei lumi, Dumnezeu continuă să fie atent la problema pe care o traversează această persoană, acest grup de persoane și e foarte important să se ancoreze în cuvânt și să accepte că Dumnezeu mai are proroci, proroci adevărați. Să accepte că Dumnezeu vorbește și azi. Că de-a lungul istoriei, în orice epocă, au existat oameni care s-au jucat cu propria lor eternitate. Oameni care s-au jucat cu mesajul pe care l-au transmis și l-au pretins ca fiind din partea lui Dumnezeu. Dar întotdeauna și în acele generații și azi, în fiecare zi, Dumnezeu mai are oamenii lui. De asemenea, trebuie să înțelegem că nu-i corect, nu-i corect, dacă o viață întreagă ne-am crezut în prorocii, când ajungem la o circunstanță dificilă, extremă, da? să fugim după prorocii, nu-i corect. Deci nu-i corect așa ceva. Să nu ne așteptăm să găsim doar prorocii adevărați. Dacă noi nu am avut deschidere clară, discernământ spiritual, maturitate spirituală și poate noi nici măcar n-am crezut în existența prorocilor adevărați, da? când ne-a fost bine, sau poate chiar pe prorocii adevărați i-am prigonit și din toată când am dat de greu, repede să ne vorbească Dumnezeu. Mare atenție! Noi trebuie să fim într-o continuă căutare a vocii lui Dumnezeu. Noi în fiecare zi trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun bazat pe această carte, Dumnezeu vorbește și azi. Dumnezeu vorbește și în seara aceasta. Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu ne va vorbi și câtă vreme va fi biserica lui Isus Hristos pe pământ, Dumnezeu va continua să-i transmită mesaje. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea în această rugăciune să facem o rugăciune sinceră în fața lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, așa de mult ne dorim adevărul în viața noastră. Așa de mult ne dorim să nu fim mințiți, Doamne. Așa de mult ne dorim să nu credem într-o minciună, Doamne. Doamne, nu ne lăsa niciodată, Doamne. Va trebui să-i spui Dumnezeu, Doamne, dacă ajunge în anturajul meu, în imediata mea apropiere, un proroc care e fals, nici nu-l lăsa să-mi zică vreun mesaj. Cunosc frați, cunosc surori care mi-au spus și mi-au mărturisit frate. Am avut dubii dacă omul ăla e omul lui Dumnezeu și s-a demonstrat mai încolo că n-a fost. Și să știi că întotdeauna m-a rugat, Doamne, nu lăsa să se îndrepte spre mine și să-mi transmită un mesaj. Nu lăsa să-mi vorbească dacă nu vorbești tu. Va trebui să ai o legătură strânsă cu Dumnezeu, așa conexiune de puternică să ai cu Dumnezeu, încât să-i spui, Doamne, dacă tu înțelegi și consider, Doamne, că mesajul ăsta mă va duce într-o ceață, Doamne, mai bine să nu-l aud, mai bine să nu-l primesc, mai bine să nu fiu eu prezent acolo, e nevoie de o maturitate spirituală, e nevoie să stăm în fața Lui Dumnezeu să spunem Doamne, noi așa de mult te iubim pe Tine noi așa de mult vrem cerul Doamne, noi așa de mult vrem împărăția Ta Doamne, aș vrea să ne rugăm în rugăciunea asta inclusiv pentru cei care au ajuns pe o pantă greșită și care vorbesc în numele Domnului, dar nu Dumnezeu i-a trimis. Ne rugăm și pentru ei, Dumnezeu să se îndure de ei, Dumnezeu să-i ajute să se trezească, nu-i arătăm cu degetul, nu-i împușcăm, nu-i lovim, nu le spunem că raiul nu mai este o realitate pentru ei, dar dacă se pocăiesc din toată inima, Dumnezeu are har pentru orice om. Îmi scria la un un mesaj o persoană și îmi zicea, am ajuns rău de tot, am ajuns, nu mai am nicio speranță. Oare mă mai poate iubi Dumnezeu? Oare mai merit eu îndurarea lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu, dacă mai cred în El, mai dă măcar o șansă? Și am spus, nu-ți dă Dumnezeu numai o șansă. Nu știu nici măcar câte șanse îți dă, însă spun că în seara asta Dumnezeu îți dă o șansă. Dumnezeu îți dă un moment de eliberare, de ridicare, să te ridici din praful drumului, să nu rămâi acolo. Harul Mântuitorului este că Iisus Hristos ne iubește așa de mult pe fiecare dintre noi. Poate sunt dintre voi, aș vrea să stați cu ochii închiși, simt să pun întrebarea asta. Poate sunt dintre voi care au luat-o pe cără rătăcite uneori, în Decizii, și acum regret acele decizii, regret acele drumuri și spun Domnului în seara asta, Doamne, îndură-te de mine, strigă după mila lui Dumnezeu, caută îndurarea lui Dumnezeu, rugăciunea asta spune, Doamne, dăm un discernământ spiritual prin care să văd cu claritate când vorbești tu, Doamne, ce îmi spui tu, Doamne, să înțeleg care e omul tău, care nu-i omul tău, să ascult vocea ta, să am o deosebire clară între mesajele care sunt din partea lui Dumnezeu și care sunt din partea oamenilor sau poate sunt chiar din partea diavolului, pentru că așa cum spuneam pot fi trei surse, Dumnezeu, sursă divină, diavolul, sursă diabolică sau omul, sursă umană, să stai înaintea lui Dumnezeu, la finalul acestei slujbe, să strigi după mila lui Dumnezeu, cum poate n-ai strigat niciodată pe subiectul ăsta și să-ți spui, Doamne, fă o voce a Ta, Doamne, fă un glas care să-ți înalțe numele, care să te glorifice pe Tine, Doamne, și te rugăm, Doamne, ridică proroci în Biserica Betania. Ridică prorocii în România, ridică prorocii în Cluj, ridică mesagerii ai tăi adevărați, despre care să știm clar, când se ridică omul ăsta și îi spune, așa vorbește Domnul, cu adevărat vorbește Domnul. Rugăciunea asta, chemăm prezența Domnului pentru o deosebire clară a vocii lui Dumnezeu, o claritate în mintea noastră. Și...